Înainte de a face pasul cel mare în viață, de a vă căsători, gândiți-vă de două ori pentru a nu ajunge mai târziu la divorț. Și asta pentru că și divorțul ustură la buzunar. Persoanele care divorțează pe cale administrativă la primărie vor putea plăti mai mult de anul viitor. Guvernul intenționează să ridice până la 750 de lei limita în care taxa percepută de primari poate fi majorată peste suma standard. Procedura de divorț pe cale administrativă poate fi folosită de către soții care nu au copii și constă în depunerea unei cereri la ofițerul de stare civilă de la primărie, care are în păstrare actul de căsătorie. Conform legii, pentru această procedură trebuie achitată o taxă standard de 500 de lei, care poate fi majorată de primărie cu cel mult 20%. Prin noul cod fiscal prevăzut să fie aplicat de anul viitor, guvernul va ridica însă această limită de la 20% la 50%. Taxa reprezintă venit la bugetul local.